Problema e că înăuntru mi s-a făcut rău și am amețit un pic. Emil m-a prins și a făcut bine că m-a prins, că altfel cine știe ce se întâmpla. Da, sigur. Te cred. Da, dacă vrei să fac o cafea cu mai mult zahăr, înțeles că ajută. Îți garantez că în 24 de ore te întorci în casa lui Tudor și să stai cu nepoții tăi până la adânci bătrâni. Visez! Mătușa Eliza s-a întors acasă. Noi trebuie să o ajutăm să se facă bine. Era amantul tău. Ce ai zis? Ce ai? De ce te agiți așa? Dar cum? Da, era un anume Emil. Dacă vrei să cobori, să știi că este stricat. Trebuie să te duci pe scări. L-au reparat. Funcționează? Tu pe mine mă întrebi? Mie mi-au spus că l-au reparat. Îți dai seama ce nenorocire se putea întâmpla? Auzi, mă, puță. Singurul motiv pentru care nu s-a întâmplat nenorocirea am fost eu, da? Că am reflexe bune. Eu am salvat-o. Nu țipetele tale de virgină. Eu eram departe, ce vrei să fac? Gata, gata, nu vă mai ciontăniți, gata. O să mă ocup personal, o să-i spun pe ăștia de la service. Tu-ți dai seama ce se putea întâmpla? Ce cu scandalul ăsta? Ce să fie? Tocmai am salvat-o pe Narcisa de la moarte. Era să cadă în puțul liftului. Ia dă-te de aici. Ești bine, drăguțo? Da, vreau un bar cu apă, te rog. Bună viață, îți dau. Mă ascundeam. Bine, asta am văzut, dar... De ce ești îmbrăcată cu hainele Carolinei? Pentru că mi-e tare dor de ea. Eliza, cred că este normal starea prin care treci. Dar nu o să mai vin aici dacă nu vrei. Mi-a fost întotdeauna teamă că o să te super dacă o să probezi hainele ei. Eliza, eu te înțeleg pe tine, dar am să te rog să mă înțelegi și tu pe mine. Iartă-mă, Tudor, nu se mai întâmple. Carolina avea așa mult bun gust și îi stăteau foarte bine hainele astea. Da, așa e. Poți să te rog ceva? Spune. Într-o
Într-o bună zi tot o să arunci hainele ei. N-ai vrea să mi le dai mie? Domnul Tudor, ați găsit dosarele? Mai că precis. Mioara. Eliza. Să dea jos hainele Carolinei. O să le pună la loc unde erau. Să mergem să lăsăm să se schimbe. Nu fi naivă, Anastasia. Cu mine vorbești? Cu tine. Te tot plângi că nimeni nu te tratează ca pe adultă, dar tu continui să te porți copilărește. Așa crezi tu? Nu, eu cred că ar trebui să avem o discuție. Știu unde vrei să bați. Și nu te obosi să mă aburești cu aceeași placă despre adulți. Nu trebuie să-ți faci griji în privința mea. Mi-e teamă că nu te înțeleg. Dacă vrei să mă cumperi, ca să nu-i spun Cristian că ai un amant, stai liniștit, nu e nevoie. Ți-am mai spus că te înșele amarnic. Uite ce e. Nu sunt eu părăcioasă, dar totuși cred că... Nu! Tu să nu crezi nimic! Nu cred că e cazul să mă acuz că mi-înșel soțul după ce ai primit un telefon care ar fi putut fi o glumă. Da, ar fi putut fi și asta. Da, asta și este. Eu și Cristian așteptăm un copil. Să-ți intre bine în cap asta. Ultimul lucru Manuela, care... Manuela, liniștește-te, iau ușor. În ziua de azi orice femeie are amant. Anastasia, nu fi obraznică cu mine. Ok, hai să ne înțelegem. Ai noroc că am răspuns eu la telefon. Dacă ar fi fost Cristian, ai fi purtat altfel de discuție acum. La revedere! Coasă prefăcută ce ești! Am văzut moartea cu ochii. Nici când am căzut de pe cal, n-a fost așa de rău. Acum ești bine, nu? Da, mulțumim. N-aș suporta să te pierd. Ei, nu mă cunoști. Nu mai multe vizi decât o pisică. Ups, pardon. Iartă-mă, am Cristian, dacă... Las-o așa. Mi-a spus Cati că s-a întâmplat ceva. Ești bine? Da, noroc că era Emil acolo. Putea să se întâmple o tragedie, Doamne ferește. Da, eu plec. Vorbim mai târziu. Ce-ți mai strălucesc cu ochii? Se vede? Auzi, mi-a venit o idee. N-ai vrea, de exemplu, să treci într-o... Stai Nakamura, japonezii ăștia. Treci într-o seară pe la noi, vorbesc de rău. Treci pe la noi să te mai împaci cu Anastasia, ce zici? Da, e o idee foarte bună. Trec vorbesc de rău. Eliza, dacă nu știi, sunt la birou și am foarte, foarte multă treabă. Așteaptă puțin. Da, ce este așa de urgent? În primul rând, să știi că nu-mi place să aștept. Foarte bine, fii directă, te rog. Treci la subiect. Vroiam doar să știu dacă Tudor ți-a zis ceva. Despre ce? Recitalul tău de operetă din cimitir s-a rezolvat, a fost lămurit. Lasă-l naibii de cimitir. Sunt îngrijorată din cauza celor întâmplate azi dimineață. Ce ai făcut? Să nu-ți spui că... Nu-ți face griji. Nu i-am arătat scrisorile. Doar am probat niște haine de ale Carolinei la el în cameră. Tudor m-a văzut și... Ai probat, hai? Și s-a convins că ești Dilie? Și acum ce râzi? Cum să nu râd? Te porți ca o nebună! Mai bine râde mai puțin și m-ai ajutat mai mult. Situația e cam așa. Tudor e foarte îndrăgostit de fata asta, că dacă tu ai stat lângă ea, nici te-ar vedea. Asta nu o să se mai întâmple mult timp. Tu crezi ce vrei, dar să știi că lui curg balele precum cățelului lui Pavlov. Nu suport bărbații care își pierd capul pentru o femeie. Ce să faci? Dacă vrei să scapi de fata asta, mai vrei să ne întâlnim? Nu vreau în viața mea lui Tudor și a familiei mele. Dă-mi voie să te ajut, Eliza. Sunt avocat. Sunt specializat în strategii care să-mi permită să acționez pe furiș. Te refer la relația ta cu sora mea?
dragă, asta a fost o lovitură sub centură. Nu. Spun doar că aș putea să fiu de folos. Hai, ne întâlnim la cafeneaua din colț și vorbim acolo. Sper să ai un plan bun. Ce? Ce te uiți așa la mine? Doriți o cafea, un ceai? Hai, nu-mi purta tu de grijă, mai bine îi face curat. Uite ce dezastru e în casa asta. Da, n-am ce să fac, am făcut curat luna, nu e nimic de făcut. Curat luna. Uite ce mizerie acum. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Asta sigur ajunge la Balamuc. Lasă-mă cu prostiile, te rog. Nu vine să cred că nu-ți mai face să te sărut. Spune-mi ce ai făcut cu Narcisa, ai rezolvat? Normal că a rezolvat. Sunt bun la toate. Vorbesc serios, Emil, ce ai făcut? Fără să vreau, am devenit eroul ei personal. Fii un pic mai clar că nu înțeleg. Cine vrea să o omoare? Nu vrea să o omoare nimeni. Pur și simplu am fost la locul potrivit. Era să cadă multe etaje în gol în puțul liftului și am salvat-o. Nu pot să cred. Biata fată, ea era să cadă într-o gaură și tu, eroule, te-ai nimerit să fii acolo să o salvezi. Minunat. Cred că te-ai tâmpit. Nu m-am tâmpit deloc. Practic, acum îmi este datoare vândută. Ea respiră datorită mie. Îmi place. Fata e vie și nevătămată, recunoscătoare ție până la moarte, iar eu pot trăi liniștită. Mm-hmm. Mai bine dată nici că se putea. Nu o să vorbească nimic. Emil, nu confunda lucrurile. Eu am nevoie de liniște acum. Ai greșit și tu, am greșit și eu. Nu vreau să mai trăiesc cu sufletul la gură. Ce faci? Ce faci? Ai spus că ai nevoie de liniște? Te duc într-un loc liniștit. Hai, pe drum. Așa ne-a fost vorba. Nu ți te așteptai să te duc acasă la tine? Nu, mă așteptam să mă duci într-un loc mai liniștit. E un loc foarte liniștit. Ia uite, n-auzi nimic. Salut! Bună! Nu, ce vânt te aduce pe la mine? M-am gândit să mai schimb aerul. Te-ai gândit că noi la șapte avem mai mult ozon? Ce? Nu, Cristian, a venit să iau pe Manuela. Păi nu e aici. Da, știu, mi-a spus Cati, numai că am trecut să te salut și, nu știu, să mai treacă timpul. Deranjez?
Nu, am... Stai jos, să-ți dau o cafea, să mai treacă timpul. Dar v-ați vorbit să vă vedeți aici, da, la mine? Da, am înțeles să ne vedem aici. Aveți ceva programat? Nimic important, niște cumpărături pentru copil. Ah. Și ești entuziasmat că o să fii tată? Da. Cred că da. Se vede. Îi dau un telefon, mă, că... Îi dau eu. Alo? Ce faci, plimbăreață? Bună, Dana, nu pot vorbi acum. Trebuia să mergem la cumpărături. Mai ții minte? Da, mi-amintesc, dar... Dana, nu pot... Alo? Lasă-mă, te rog, lasă-mă! Manuela, mă auzi? Alo, Manuela? Mă auzi? Uite că nu mă aude, spune. Uite, s-a întrerupt. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar vezi tu de treburile tale și o aștept eu aici. Aici? Păi ce faci? De fapt, o să beau cafeaua pe hol cu frate și o aștept pe hol. Ție cum ți se pare? Ce anume? Manuela, nu cafeaua, prietena ta Manuela. Manuela, păi cum să mi se pară? E foarte preocupată de copil și toată ziua vorbește numai de el. Ce dracu m-a mai băgat acum singur? Ce urăște așa tare? Să nu spui că are vreo calitate pentru care ți-e simpatică. Nu, simt doar că disprețul tău față de ea nu se datorează doar originilor ei sănătoase. Dragule, dacă am nevoie de psihanaliză, mă duc la terapeutul meu, mulțumesc frumos. Din păcate, am nevoie de tine. Și tu ai nevoie de mine, asta e un fapt. Nu vrei să fim cinstiți unul cu celălalt? N-am nimic de ascuns. Nu? Nu te roade că atributele ei fizice pun în umbră aristocrația ta, că e proaspătă, tânără, unde vrei să ajungi, Cristian? Care tot ce-ți dorești tu mai mult? Tot nu înțeleg. Dacă te referi la copii, să știi că îi mai iubesc mai mult decât crezi tu. Nu, dragă, mă refer la tatăl copiilor, care e foarte interesat de Narcis. Asta rămâne de văzut. Ia. Uite ce reacție e. Ești îndrăgostit de Tudor. Mai negi asta? După moartea Carolinei, nu te-ai gândit că o să ai și tu un locșor călduț? Că vorba aia, vine o vreme, vine o vamă. A venit țăranca, ți-a luat loc. Speculație, domnule avocat. Ăsta e defect profesional, nu raționament. Eliza, eu te apreciez. Ești o femeie inteligentă. Tu poți să scapi de Narcis. E singurul lucru pe care îl vreau în momentul ăsta. Știu. Și știu că poți să faci asta și singură. Dar mai știu că aș putea să te ajut. Și am câteva idei. E vorba doar de exercițiu. Nu crede, mă, știu ce zic. Eu îți dictez și tu scrii. Da, dar nu prea știu eu să scriu după dictare. Nu te mai alinta.
Bine, dar nu răspund pentru ce scriu, da? Bine. Data. Subsemnatul Tudor Predă. Pe ce faci, nu scrii? A, păi am început? Da. Mai zi o dată, că n-am știut. Subsemnatul Tudor Predă. Cunoscând dispozițiile aliniatului 292 din codul penal, cu privire la falsul în declarație, declar pe proprie răspundere. Pune două puncte. Ai pus două puncte? Da. Declar pe proprie răspundere. Aș fi cel mai fericit om din lume dacă ai accepta să iei masa cu mine în oraș. Într-un restaurant superb la marginea orașului. Prin ferestrele căruia vor intra razele lunii și printre mesele căruia se vor auzi acorduri de vioară. Îmbrăcat în cea mai frumoasă rochie pe care o ai. Stai-mă un pic, că nu-s mașină de scris. Am rămas la aș fi cel mai fericit om din lume. Așa, și mai zi o dată, dar mai rar, că nu pot să țin pasul. Ce? Vrei să luăm masa în oraș, numai noi doi? Noi doi? Da. Mm-hmm. Da. La copii? Sunt cu Mioara. Și trebuie să port tocuri din astea? Mm. Mm? Trebuie să fii frumoasă. Trebuie să fii frumoasă numai pentru mine. S-a plăcut? Vreau să plec. Dar ți-a plăcut? Da, dar vreau să plec. E o mare prostie ce facem. Nimic din toate astea n-ar fi trebuit să se întâmple. O să se întâmple. O să se întâmple pentru că mie îmi place de tine. Și pentru că noi avem chimie. Iar mie mi-e teamă, Emil. De ce ți-e teamă? Pentru că înainte aș fi fost dispus să risc orice. Dar tu mă sperii. Am văzut multă ură în privirea ta și nu sunt dispus să las pe Cristian pentru... Hai să nu vorbim despre Cristian acum, da? Tudor? Da, Elisa, intru. Nu vreau să te deranjez, nu. Voiam să știu dacă m-ai supărat pe mine. Nu, nu mai sunt supărat pe tine. Numai că nu aș vrea să te vadă copii îmbrăcată cu hainele Carolinei. Da, înțeleg. S-ar putea să aibă un șoc. Nu știu ce mi-a venit. Mi-am amintit de Carolina. M-am gândit toată ziua la ea. Aș vrea să-mi cer iertare, Tudor. Să-ți recâștig încrederea. Dar nu e nevoie să-ți cer iertare. Mă gândeam că dacă Narcisa s-a întors și tot petrece atâta timp cu copiii, poate ar fi cazul să-și formeze o educație, nu crezi? Am vorbit deja cu Cristian. Îi caută un colegiu, un liceu, ceva. Oricum, până atunci urmează cursuri pregătitoare. Acum, fără urmă de ironie, are foarte multe de recuperat. Dacă vrei, pot să te ajut. Nu mulțumesc, nu e nevoie. Niciun deranj, jur. Bine, Eliza, dacă vrei tu. Vreau să-ți demonstrez că pot fi și altfel. Ești în oraș? Da. Poftim. Asta-ți vine bine.
Da. Nu te mai mișca, că-ți bag creionul în ochi. Da, da, mă, gâdilă. Toate fetele fac asta, așa că obișnuiește-te. Exagerezi, termină. Nu, zici că sunt o pisică. Și încă n-am terminat, vină cu acea. Și spune-mi, cu cine ești? Da? Cu cine ești? Păi, cu niște colegi de la birou. Nu mai spune. Ne-am gândit noi să mergem să bem ceva. Mă crezi fraiera, nu? Nu, de ce? Chiar crezi că nu știu cu cine ești? Ileana, uite ce... Nu vreau să crezi că... Ce să cred? Păi nimic. Adică vreau să zic că... Nu vreau să... Tatăl tău e... Nu mă lua pe ocolite. Cum pot să-i spun tate că ești cu un băiat de la birou? Și dacă i-aș spune, care ar fi problema? Da, așa e. Ești la vârsta la care trebuie să ai un iubit. Și tata nu o să spună nimic. Și în plus de asta, dacă nu te grăbești, o să rămâi fată bătrână ca Eliza. Doamne ferește. Da, știu. Uite de nou oglinda. Da, e... Frumos? Da, e frumos. Bine, eu am o grămadă de teme, așa că mult noroc cu întâlnirea. Da. Și cu iubitul. Mersi. Ai cerat? Dar ce frumoasă ești. Ești drăguță. Mi se pare că e ca dracu. De ce? Nu știu. Manuela mea, ales la mie nu-mi place. E cam drăguță. Iar te întâlnești cu colegul de la birou? Lasă-mi, eu ar mai bine așa, că de a afla cum mă întâlnesc cu Tasu, cine știe ce scandal se mai isca. Da, dar într-o bună zi tot o să aflu. Dar nu e o crimă. Nu mai vorbi de crime, că mă trec fiorii. Încă unul, te rog. Dacă începi în ritmul ăsta, poți să nu mai ții atâta socoteală, vreau să mă liniștesc puțin. A, da, atunci să mă liniștesc și eu. Ce te uiți așa? Dacă soțul tău îmi lua telefonul și te auzea găfâind în halul ăla, acum era moartea amândouă. Haide, Dana, te rog, ai un stil magiț îngrozitor. Lasă-mă în pace. Manuela. Mulțumesc. Ce se întâmplă? Tu nu erai așa. Așa cum? Ce ai? Nu-ți dai seama că riști tot ce ai? Nu mă pot abține, Dana, crede-mă. Nu mă pot abține mai presus decât mine. Are o piele și niște buze și mă sărută cumva și face dragoste cu mine într-un fel de... Tu înțelegi ce spun eu aici? Înțeleg că ești nebună. Nu zice nimeni să fie o sfântă, dar acum ești gravidă. Cum n-ai bani să te culci cu altul? Uite-te mai încet. Poate e cineva în București ăsta care n-a aflat încă. Cristian. Da, iubitule. Da, da, sunt în oraș. Am ieșit cu Dana. E, s-a certat cu prietena ei și... Da, iar... Eu știu că e complicată, e prietena mea. Bine, hai că vin și eu acasă. Te salut. Bine, dragă. Te salut. Cine era, tata? Nu, oricât de drag mi-ar fi, tu nu o să încheie o conversație cu el cu te salut. Era Manuela. Întârzie cu o prietenă. Aha. Cu o prietenă. Da, cu prietena ei, Dana. Așa că va trebui să ne pregătim singuri de mâncare. Nu mai fi plicticos, Chris. Mă măgulești? Auzi, ai cumva un film? Ne uităm și noi la ceva. Da, un film n-ar fi o idee, era că n-am mai lenevit de mult așa în fața televizorului. Pa, tata, toată ziua munciți. Stai niște, mă ocup eu de tot.
Să vezi ce bine se mănâncă aici. Da? Da. Dar... Oare avea fasole bătută? Mai încă de mult. Probabil. Ce faci? Cu permisiunea dumneavoastră. Eu cred că-l bat pe ăsta. De ce? Păi ne-am zis că era să-mi ia scaun. Nu. Așa se face la marile restaurante. E un gest de politețe. Am vrut să ți-l așeze. Păi și de unde era să știu? Nu trebuia să știu. Relaxează-te. Te simțim bine, da? De ce? Mi se pare că se uită toată lumea la mine. Se uită pentru că ești frumoasă. Ai, da. Narcisa, gândește-te că suntem numai noi doi. Încerc, dar nu pot. Și zici să mă gândesc că suntem numai noi doi? Da. Ăștia au pus masa cât pentru 15. Pentru aperitiv, pentru friptură, pentru pește și pentru desert. A, deci asta îți spam plezir, așa, nu? Înseamnă că puteam să mâncăm și cu o furculiță. Auzi? Ăștia ar să uită la mine ca la grădina zoologică. Nu vrei mai bine să mergem să mâncăm niște mititei? Am văzut aici lângă o piață, era unul cu un grătar atâta și mirosea de spangură. Hai! Costă foarte mult să rezerve o masă la restaurantul ăsta. Crede-mă că o să-ți placă. Bine. Dar mâncăm și plecăm, da? Nu mai stăm. Bine. Dacă nu îți placă, să mergem. De când am mai văzut un film de ăsta de dragoste? Eu sunt înnebunită după ele. Da? Mi-ar plăcea să trăiesc o poveste așa ca în film. Ție, nu? Din păcate, realitatea nu se ridică întotdeauna la nivelul acestor povești. Nu e adevărat, eu nu cred asta. Ești o romantică. Poate. Mi-ar plăcea să am parte de o poveste. Cineva să mă cucerească luptându-se din răsputeri. Să mă iubească nebunește. Cineva în privirea căruia să mă pot oglindi. Cineva pe care pot să-l iau de mână și în mijlocul străzii să țip: ăsta e bărbatul pe care îl vreau. Vreau să mor din dragoste pentru el. Hei, mă asculți? Da, iartă-mă. Te-am plictisit, nu? Nu, deloc. Nici nu era atent la ce spuneam. Pardon. Mi-a dus aminte de maică ta. Nu vreau să fiu ca mama. De ce? Maică ta era o femeie extraordinară. Nu vreau, pur și simplu. L-a înșelat pe tata. Ea a fost infidel. Nu vreau să fiu ca ea. Bună seara. Bună seara. Ai mâncat? Da, am mâncat. Mă duc să fac un duș, mă doare capul. Thank you.
carpaccio pentru dumneavoastră. Kellner. Vă rog, domnișoară, mai doriți ceva? Eu am comandat pui, de ce este un pițigoi? Ce este asta? Este ceea ce ați comandat dumneavoastră. Este pui ala... Pui ala mor de foame. Narcisa. Păi eu știu că puiul are copane, are aripioare, ce e asta? Narcisa. Dați-mi voie să vă explic. Bucătăria noastră. Așa, da? Dar da și tu că n-au nimic! Dar ce vă uitați așa toți la mine? Nota, vă rog frumos. Cu mare plăcere, domnule. Mă scuzați, domnișoară. Ia și ăsta. Mă scuzați, domnișoară. Am zis eu că mai bine mâncam mici. Cristian, lasă-mă, te rog, nu. Nu te rog, nu dore capul, ți-am spus, nu? Nu. Credeam că după atâtea zile poate vrei să... Ce vrei? Nu pot cu fata prietenului tău alături. Mă dau afară, îi zic să plece ultimii după sifoane. Ai spus că o să stea doar în minte. Ești agitată, ce-i? Vreau să mă spun o liniște, tătătă, te rog. Se poate? Iartă-mă. Să ies. Să spun o liniște. Crezi că am făcut circ? N-ai făcut niciun circ, termină. Ba da. O să vezi că nu suntem ales să intri în restaurantul ăla. Și ce dacă? Și așa nu-mi plăcea. Mâncarea era puțină, violinistul era un nesuferit. Sunt o proastă. Nu o să-mi văd niciodată nimic, o să vezi. Nu-mi intră în capul ăsta nimic. Narcisa. Pentru mine a fost mai important că am fost cu tine. Serios? Sigur că. O să vezi că toate lucrurile între noi o să înceapă să meargă încetul cu încet. Nu trebuie să-ți faci griji. Îmi promiți? După cum arătați, n-ați dormit prea bine. Nu, am dormit puțin. O să-mi facă bine cafeaua. Am făcut-o tare. Mersi. Da! Deranjez? Nu, Emil, intră și tu. V-am adus dosarele. Mai e cafea, dacă mai vreți. Să rămână, Cati. Aveți totul aici. Mersi frumos. Vrei cafea? Spune și tu. Nu, mulțumesc, nu.
Ați avut o noapte grea? Sunt galben. Da. Au început poftele? Ce? Dar care soția noastră pofte? Nu. De fapt, nici nu, măcar nu are poftă, dacă mă înțelegi. Da, înțeleg. Am trecut și eu prin asta. Serios? Da. Eu credeam că e tamal invers. Am avut și eu nopți albe. Eu plec. Auzi, tu cu Irina, cum mai sunteți? Despărțiți deocamdată. Nu cred că o să ne mai împăcăm. Îmi pare rău. Da. Mă scuzați că vă deranjez. Am făcut rost de numărul dumneavoastră de telefon dintr-un ghid al birourilor de avocatură. Aș dori o întâlnire pentru a începe procedurile de divorț. Fiți drăguță, mai sunați odată, o să vă răspundă secretara și o să vă fac o programare. Nu am timp. Nici eu nu am timp. Lucrez cu programări, iar de programări se ocupă secretara. Domnule avocat, vă rog. Este foarte important să vă ocupați dumneavoastră de cazul meu cât mai repede posibil. Motivul divorțului este infidelitatea. Și vă asigur că o să vă intereseze foarte mult cazul meu. Dar când se întoarce Anastasia? O țipăia și o fica misterică, dar mi-e dor de ea. Da, nu mai am cu cine să mă cert. Ștefan e prea bun. Am să vorbesc cu ea astăzi. Dar să nu-i spui că ne-e dor de ea, că după aia devine insuportabilă. Nu. O să-i spun că ați întrebat de ea. Ce drăguț să vă văd pe toți bine dispuși. Tudor, ai o clipă liberă? De ce? Jos e cineva care vrea să te vadă. Cine? Cine? O să vezi. Tudor, ți-l prezint pe domnul Paul Dumitru. Încântat de cunoștință. De asemenea. Paul e un profesor particular cu care am vorbit să se ocupe de educația Narcisei. Păi nu era vorba de o școală? Da, sigur, dar și tu ai fost de acord că are nevoie de niște cursuri pregătitoare. Și oricum, e târziu pentru înscrieri la un liceu. De aceea am crezut că cel mai bine e să-i punem un profesor particular. Un ce? Un profesor. De cui îi trebuie profesor? Si. Mie. Doamne ferește. El nu trebuie niciun profesor, să fie clar. Părerea ta? Se bate la ușă când se intră. Scuză-mă. Draga mea, vină cu mine. Vreau să-ți prezint pe cineva. Mie. Tu. Am fost asistent universitar timp de 5 ani. Mi-am făcut doctoratul la Berlin. Și tocmai am întors în țară pentru... Paul! Ți-o prezint pe eleva ta, Narcisa. Mă bucur să te cunosc, Narcisa. Narcisa, Paul va fi viitorul tău profesor particular. Sper să profiți din plin de asta. Să accept un caz împotriva unui angajat al biroului meu e ușor, nu prea etic. Nici dacă motivul despărțirii este în relație directă cu acest birou? Ascultați-mă! Nu vrei să cooperezi deloc, ha? Lasă ce scrie? Nu vreau să mă plătiți. Da, în secvența trecută. Da. Scrie. Și asta ce? Pentru dumneavoastră 300.000. Ce? 300.000 de euro. Dar ce-ați pățit? Ați înnebunit așa deodată? Eu am cumpărat tăcere. Să-mi arată
venit în junglă. Aici primești cât să-ți ajungă. Student în primul an, sperai că o să-ți găsești de muncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu încă. Și uite cum se schimbă bugii în pantalon la dungă. Orașul e în picioare, motivul știm cu toți, acum toate sunt legale. Aici ispita umblă coală, să moară business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi, ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Thank you.